Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. E alcoolul, jocurile de noroc, taxe mai mari pentru contractele part-time. Mai că nu-ți vine să te superi pe scumpirile astea dacă n-ar fi și berea la mijloc. Exact. Sau vin. Asta ni s-a părut îngrozitor, că se scumpește berea în mijlocul verii, adică înțelegeam să se scumpească la 1 septembrie. Dar în mijlocul decembrie verii, chiar. Da, chiar 1 decembrie. Decembrie. Poate chiar 1 ianuarie, dacă se scumpea, nu era o problemă. Hai mai lăsați-ne pe berea până la 1 decembrie. Dar să vină căldurile alea să se scumpească berea. Am înțeles, am văzut la cineva un calcul chiar cu 3 lei la halbă. Băi, prieteni, 3 lei? Între 2 și 3 lei am început. Wow. Da, facem calcule exacte. O sunăm imediat pe directoarea Asociației Berarilor din România, Julia Leferman. Stăm de vorbă cu ea, ne explică ce scumpire avem în față. Taman la bere vara. Și la 1 august, că se scumpește de astăzi. Da, astăzi de la 1 august se măresc accizele la produse din alcool și la țigări. Chiar ne scrie cineva din industria țigărilor că mai durează 3-4 săptămâni totuși până când vezi scumpirea în sine, când nu sunt publicate toate documentele oficiale. Oricum sunt prețuri foarte mari la țigări, ceea ce, mă rog, nu încurajăm fumatul, doar constatăm. Nu e adică din punctul meu de vedere, nu e tocmai cel mai rău lucru. Da, da. Astăzi, sau de astăzi încolo, prin ordonanța asta de modificare a codului fiscal, sunt create și premisele scumpirii alcoolului, respectiv a berii. Și am spus noi, domnule, chiar să scumpești berea în luna august, asta mi se pare foarte greu și foarte grav. Da. Să duce lumea în dimineața asta, să duce spre mare. Poate mai durează și la bere, măcar o lună, așa, nu știu. Da. Teoretic, zice un calcul din Hot News că s-ar putea ajunge și la scumpiri de 3 lei la restaurante, da. Uh-huh. Da. Hai să vedem. Am sunat-o în această dimineață pe doamna Julia Leferman, care este directoarea executivă a Asociației Berarii României, care include marile companii de bere, producătoare de bere din România. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit! Cum e să lămurim întâi această dilemă? De astăzi se pune leul în plus sau mai durează o zi, două, trei, două săptămâni, cine știe? Eu aș nuanța un pic situația, într-adevăr, pentru că legal accizele se majorează de la 1 august, așa cum aș fi menționat, dar asta nu înseamnă decât că statul colectează mai mult de la 1 august. Din punct de vedere al activității economice, însă va mai dura până când această creștere de taxe va putea fi parțial sau total transferată și în prețul produsului. Este rezonabil să ne așteptăm, fiind vorba de o taxă de consum, ca majorarea taxei să se regăsească într-o majorare a prețului, dar așa cum se întâmplă și în celelalte sectoare, ea nu se poate întâmpla peste noapte. În primul rând pentru că există contracte în derulare cu partenerii comerciali care presupun pravize de până la 30 sau 90 de zile în funcție de natura acestor contracte cu privire la potențiale majorări de prețuri. Atunci, ceea ce se va întâmpla în realitate, vom asista și asistăm deja începând cu astăzi la o majorare a taxelor, dar care se face pe, să spunem așa, pe spatele producătorilor locali. Pentru că vor plăti aceste taxe suplimentare fără a putea imediat recupera contravaloarea lor de pe lanțul comercial. Și cât ar... De fapt, a fost unul dintre aspectele pe care noi le-am semnalat în dialogul cu guvernul pe parcursul lunii august, atunci când s-au pus în discuție aceste majorări de taxe, care ar fi trebuit în mod rezonabil discutate de la 1 ianuarie și nici de cum de la 1 august. Chiar de ce în cazul dumneavoastră taxele astea se percep de la 1 august, iar în cazul multor altor industrii schimbarea se face de la 1 ianuarie? Care-i graba asta în zona asta? Sigur, probabil autoritățile ar fi trebuit să explice de ce au optat pentru această variantă. În realitate, pentru acciza la alcool, aș menționa faptul că acesta se calculează în fiecare an cu o majorare a inflației, care intră în vigoare la 1 ianuarie pentru tot anul următor, deci pentru tot anul curent. Anul acesta a crescut oricum cu 5% la 1 ianuarie, și următoarea indexare, să-i spunem, o așteptam deopotrivă la 1 ianuarie 2023, ceea ce este un mecanism predictibil atât pentru industrie, cât și pentru veniturile bugetare colectate din această taxă. Decizia de a majora acciza la jumătatea anului a fost o decizie intempestivă, neașteptată. Am apreciat doar să spun dialogul avut cu autoritățile în momentul anunțării acesteia, în sensul în care
să nu ne confruntăm chiar cu o majorare de 20%, așa cum se anunțase inițial, ci să fie avută în vedere o majorare etapizată. Cam când credeți, cam când credeți dumneavoastră că vom vedea și vom cumpăra prima bere mai scumpă? Trecerea către transferul în prețul produsului ne așteptăm să se întâmple în următoarele una, două luni, dar să știți că ea vine într-un context economic acum destul de dificil, în care deja producătorii de bere au început să majoreze prețul la produs și probabil că acest lucru se va continua într-o limită pe care piața o permite, pentru că și puterea de cumpărare a românilor vedem că se erodează într-un context super hiperinflaționist în care ne aflăm în prezent. Dar ceea ce ne îngrijorează mai mult pe noi din zona de producție este că această majorare de taxe neașteptată, cum îi spuneam, a venit într-un context economic care este oricum dificil prin prisma creșterii generalizate a costurilor de producție. În industria berii noi vedem o creștere de peste 50% a costurilor de producție, incluzând aici costul cu gazul, cu electricitatea, combustibilul, materia primă, ambalajele. Războiul din Ucraina, din păcate, și-a pus foarte mult amprenta prin indisponibilizarea anumitor tipuri de produse, Ucraina fiind de altfel o piață agricolă extrem de importantă pentru Europa și pentru Zoica, care generează malțul folosit în industria berii. Fabrica de sticlă din Ucraina a fost închisă în contextul războiului, ceea ce a generat o penurie de sticlă la nivelul pieței europene. Și toate aceste presiuni economice vin acum să fie completate de o majorare a taxelor, o situație destul de problematică, spunem noi. Julia Leferman, directoarea executivă a Asociației Berii din România, mulțumim tare mult pentru prezență. Culmea ar fi ca din cauza curentului electric scump să nu se mai răcească nici berea, știi? Asta ar fi la mare zi, da. Doamne, e scump. Dacă o vrei rece, te costă cu 3 lei în plus. Pe de altă parte, stau și mă gândesc că eram în vacanță într-o zonă foarte, foarte frumoasă și am primit SMS-ul ăla de la bancă. Care SMS? Acela care vine odată cu anunțarea creditului, mă rog, rata. Cu rata, că ție îți crește rata, da. Da, deci a ajuns, s-a dublat aproape rata. Nu cred, atât aproape de aproape că s-a dublat din cauza roborului. Uite că nu-ți mai poți neca amarul nici într-o bere, că și aia e scumpă sau va fi. Dar ar trebui să discutăm și despre treaba asta, pentru că e din ce în ce mai gravă situația. Discutăm luna asta despre toate măririle astea care, de prețuri care vin peste tot. Uite, de exemplu, la berea fără alcool se ridică TVA-ul la 19%, dar și la sucurile dulci pe bază de zahăr, adică la carbogazoase. Carbogazoase, cum zice lumea. Da. Noi și noi scumpiri. Asta e perioada, ca să nu zic, asta e viața, perioada pe care o mai parcurgem. Mai ține, până în toamna anului viitor, știi că am mai discutat, da? Povestim luna asta. Da. Da, mai povestim oricum. Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.